Doamnelor și domnilor, Hristos a înviat și bun găsit la o nouă ediție BZI Live după o mini-vacanță. Săptămâna trecută am încheiat șirul emisiunilor BZI într-o joi cu Părintele Calistrat Chifan. Astăzi redeschidem acest frumos șir al emisiunilor, tot cu Părintele, care se află alături de noi în studio. Sărutăm la Părinte și bine ați revenit la noi! Hristos a înviat celor ce ne ascultă și ne urmăresc! Cum ați petrecut sărbătorile de Paște? Cum ați sărbătorit? Doar slujind! Deci, începând de Duminica Floriilor, intrarea Domnului în Ierusalim și apoi toată săptămâna, noi numim apătimirilor Domnului Iisus Hristos, dienia de luni, marți, miercuri, joi, cele 12 evanghelii, punerea mormânt, vinerea prohodu, sâmbătă învierea și apoi am avut pastorala în prima zi, după aceea a doua înviere, cum îi spunem noi, sau vorbirea în limbi, când se citește în mai multe limbi ale Pământului, apoi Evanghelia cu Sfântul Toma, dar care se va repeta peste 8 zile și este și numită o Duminica aparte, Duminica Tomei, prin faptul că îl sărbătorim pe Toma, nu ca fiind necredincios, ci el clarifică incertitudinea învierii prin Domnul meu și Dumnezeul meu, dă titulatura de Dumnezeu Fiului Dumnezeu sau lui Hristos cel întrupat și înviat. Și în același timp vorbim de cele două zile pascale, a doua și a treia zi de Paști și prima, apoi vorbim de izvorul tămăduirii și nu în cele din urmă, deci se încheie săptămâna luminată și cu Paștele Blajinilor, când oamenii de bună credință sau ortodoxi din majoritatea locurilor din țară se duc la morminte. M-am și uitat astăzi când am trecut din întâmplare pe lângă, am avut o tangență cu cele două cimitere, Leașului Bunavestire și Sfântul Pavel, și am văzut câtă frumusețe, câtă curățenie, câte flori, adică respectul și grija de cei plecați, care arată încă o dată că credința ortodoxă este vie. Deci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morților, ci este un Dumnezeu al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Apropo de cimitir, chiar în noaptea de înviere am fost pentru prima oară într-un cimitir și foarte am rămas plăcut, impresionată. De faptul că toate mormintele aveau lumină. Erau luminate. Toți cei care merg la înviere au grijă să pună lumânări, și asta o știu de la bunica mea, care era o femeie fără carte, și îmi strânsesem câțiva lei și pe vremea respectivă era un leu lumânarea, cum era în vremea lui Ceaușescu, sau chiar și 50 de bani cele mai subțirele. Și mi-a zis, zice, da, deci ei numai 7. Mai ia 2-3, că poate mai este un mormânt fără lumină și nu-ți dai seama cât de supărat rămâne mortul ăla dacă lui nu-i aprinde cineva o lumânare. Și urmăream câte un mormânt mai vechi rămas și puneam o lumânare ca să aibă și ăla lumină. Joia trecută ne-ați vorbit despre săptămâna patimilor și despre înviere. Ce reprezintă săptămâna luminată? Deci, din punct de vedere istoric și liturgic, săptămâna luminată nu are tangență cu Paștele. Din vechime, în primele secole creștine și veacuri creștine, când credincioșii veneau la creștinism și intrau în sânul bisericii în calitate de catehumeni, deci erau, sau neofiți, li se spunea, erau pregătiți să fie catehizați și botezați, să primească marea taina Sfântului Botez, ei învățau regulile de dreaptă credință. Noi astăzi așa ceva spre, nu știu dacă rușinea noastră sau neapărat spre o mustrare, dar spre o trezvie ar trebui să fie, numai la ritul romano-catolic găsim asemenea lucru, că pruncuțul pe la 9 ani sau 10 ani depune un ritual în care primește mirul, cum se spune, sau mirul ungerea și pentru prima dată primește Euharistia, din punctul de vedere al cultului romano-catolic. Și el este deja chestionat sau dă ca un mic interviu în care să vadă dacă el știe învățătura de credință. Și trebuie să știe crezul, trebuie să știe Tatăl nostru, trebuie să știe ce înseamnă învierea, ce înseamnă biserica, ce înseamnă creștinismul. Noi considerăm că aceste lucruri în credința noastră ortodoxă trebuie să se primească la educația din familie. Și, într-adevăr, cunosc foarte mulți copii mici care de la 2-3 ani deja spun îngerașul, spun Tatăl nostru, spun unii chiar și crezul ajutat, sau unii pe la 3-4 ani deja îl și știu.
Și este datoria părinților să învețe pe copii aceste lucruri, pentru că am și întâlnit o expresie puțin, nu i-aș spune mârlănească, dar inexplicită, în care curentul merge de așa factură, deci neomarxismul acesta modern vine și spune: dar de ce să-mi boteze mie biserica copilul? De ce să intervină biserica să mi-l facă mie neapărat ortodox? Eu pot să aștept când copilul meu împlinește majoratul și are 18 ani, îi voi vorbi despre toate religiile și atunci el o va alege cea pe care o va găsi de cuvință. Total greșit din trei puncte de vedere. Un copil lipsit de taina Sfântului Botez este deja un copil nefericit, pentru că el nu primește Îngerul Păzitor și nu este sub harisma Duhului Sfânt datorită necredinței și îndoielii părinților. Este lipsit de harul Sfintelor și Preacuratelor tale lui Hristos taine și atunci nu este sub protecția divină a Duhului Sfânt, deși Dumnezeu îl păzește, că e o făptură nevinovată. Dar este lipsit de această lumină divină pe care el o primește în mod deliberat prin trei categorii de lucruri. Este inocent, este pur, este nevinovat și poartă asupra sa doar cele două păcate. Păcatul strămoșesc și păcatul adamic. Păcatul strămoșesc înseamnă creșterea biologică prin atingerea mamei, cunoașterea mamei de către tatăl, împreunarea trupească, iar păcatul adamic, neascultarea din rai. Faptul că au călcat porunca de a nu cunoaște binele și rău înainte de a fi explicat de Dumnezeu, fiind simbolizat printr-un fluc care nu trebuie atins. Este și forma cea mai adâncă a postului, de aceea și Sfântul Ioan Gură de Aur, postul de o vechime cu Adam. Mă întorc la ceea ce înseamnă Săptămâna Luminată și când acești oameni vin la creștinism, ei trebuie să știe toate acestea și în momentul când primesc Sfântul și Marele Botez, atunci în preajma Învierii, fie că în ajurul Învierii sau în ziua de Paște, când învie Hristos, în timp de o săptămână, ei sunt obligați să umble în cămașă albă și cu lumânarea prinsă. Și de aceea îi se spunea Săptămâna Luminată, că din toate locașurile de cult ieșeau creștinii cu lumânarea aprinsă și cu cămașa albă. Și erau însoțiți de cei care i-au catehizat, de nașii, așa spuși, cum spunem noi astăzi, și de cei care au fost martorii botezului până la casa lor și de la casa lor înapoi până la biserică. Lucrul acesta îl mai vedem și astăzi la taina călugăriei, când cel care depune voturile monahale are de 12 ori aceeași întrebare pe care o va repeta cu foarte multă destoinicie și luciditatea minții și spune: așa, cu ajutorul lui Dumnezeu, Părinte. Deci nu răspunde la un chestionar, ci în fața Evangheliei lui Hristos, cu mâna pe cruce, în fața Sfântului Altar, în fața nașului de călugărie, în fața preotului care săvârșește taina și ia acest angajament. Și tocmai de aceea, când vorbim de botez ca taină, vorbim de ușa tainelor, intrarea în creștinism, totalitatea credincioșilor botezați în numele Sfintei Treimi alcătuiesc Biserica lui Hristos, și călugăria, care este complementară atât tainei Sfântului Botez, că și acolo se schimbă numele prin cuvânt, adică în chip îngeresc, moare omul vechi și înviază cel nou, apoi pocăința complementară tot călugăriei, pentru că tu depui, am greșit, Părinte, la cer și înaintea ta și mă primește, că eu vin înaintea ta și cad și strig: am greșit, Părinte, iartă-mă. Și este complementară tainei pocăinței, este complementară nunții, că te-ai logodit cu biserica, este complementară liturghiei, că tu devii prescură de liturghie în via lui Hristos și slujitor pur sau cetățean al raiului, cu, cum se spune, stând în mănăstire, deja ești în pridvorul lui Dumnezeu. De aceea vorbim de pridvorul bisericii, antecamera raiului, pentru că raiul propriu-zis este când plecăm din lumea aceasta. Aici mă opresc și mai spun așa: foarte greu este pentru noi, deși suntem în secolul 21 și știința ne stă la dispoziție. Știința ne prezintă orice percepte moderne, ne prezintă orice sofisticării de cunoaștere, totuși noi nu cunoaștem taina Duhului, taina vieții, taina morții și taina împărăției viitoare.
Acestea nu sunt la îndemâna noastră, deci ne spun Sfinții Părinți că tot ce s-a descoperit este abia 1% din toate tainele lui Dumnezeu. De aceea mari mistici trudesc în adânca rugăciune, spune Isaac Siru, 1 din 10.000 care se sălesc, 1 din generație în generație, Filocalea 10, 1 din neam în neam care ajung la cunoașterea Dumnezeu, la vorbirea cu Dumnezeu, la imaginea față în față cu Dumnezeu, cum ar fi Alexandru din Zir, care i s-a arătat Sfânta Treime ca Sfântului Patriarh Avram la stejarul Mamvrei, sau Sfântului Marcu Franciscanu, care era îngrijit de îngeri și multe alte mistici de acestea. Odată intrat în taina Sfântului Botez, atât și din punct de vedere al călugăriei, cât și din punct de vedere al botezului propriu-zis, tu ești deja amanetat lui Dumnezeu cu siguranța de mântuire, de curățire, de pază, de sfințire și de desăvârșire. Ai urmat niște trepte care nu-ți mai aparțin ție, ci aparțin Duhului. Spune la Romani, capitolul 20, adeseori Duhul nostru se roagă cu lacrimi și cu negrăite suspine. Adică noi dorim după Dumnezeu și toată lumea întreabă, dar ce motiv am să doresc de Dumnezeu? Păi am, pentru că noi fiind făcuți să avem, creați de Dumnezeu, să avem rațiune, să avem cuvânt, să avem inteligența de a discerne, noi am devenit ființe dialogice, trebuie să comunicăm. Ați văzut, omul care nu comunică, imediat auzi și în societatea de zi cu zi, e cam tăcut să-mi fie bolnav cu capul. Să nu aibă o depresie, să nu aibă o anxietate, se izolează, fuge de lume. Vedeți? E primul gest care atrage atenția celorlalți. Ei, noi suntem făcuți să comunicăm și prima comunicare o avem cu cerul. Atunci când Dumnezeu a suflat în fiecare om suflarea de viață și i-a pus sufletul, în om rămâne acel dor de Dumnezeu din Sfânta Treime, care ăla e ca o... Eu desfac un știulete și arunc porumbii pe ogor. Eu am luat dintr-un singur știulete, dar de acolo ies o căruță de știuleți. Fiecare porumb are ceva din gena acelui știulete din care am pus. E așa? Și sufletul acela are ceva din Dumnezeu, că e scânteie sfântă și totdeauna dorește de origine, de izvorul sacru din care se trage. Și atunci omul rămâne cu unii, au spus așa, omul a simțit nevoia, sunt foarte multe variante, omul a simțit nevoia să se simtă condus de cineva, omul a simțit nevoia să simtă că deasupra lui e ceva superior, omul a simțit nevoia, neavând încredere în sine, să se ancoreze în ceva. Sunt foarte mari prostii. Deci acești neuroni arși și pârliți cu doctrine și teze ateiste, ideologii din astea ușor bolnăvicioase, cu ideologii din astea raționale, că omul e centrul universului, că omul e greutatea, da. Astea sunt, cum să vă spun, sunt șolticării demonice prin care satana îl înșală pe om și râde de el. Deci omul prin structura lui trebuie să-și dea foarte simplu seama că numai faptul că poate vorbi se deosebește de toată făptura pământească și este asemenea cu Dumnezeu. Numai Dumnezeu i-a grăit omului și numai omul i-a grăit lui Dumnezeu, deși spune că Adam stând în rai, cunoștea limba dobitoacelor. Și o să spuneți pe ce vă ancorați. Mă ancorez chiar în viața Sfântului Simeon Stâlnicu, când un preot se duce în pădure și vede o căprioară frumoasă. Nu prea avea talent la tras cu arcul și a spus așa, în numele Sfântului Simeon Stâlnicu îți poruncesc să stai. Și căprioara a stat la el și a spus, stau. El văzând că animalul vorbește cu grai ca de om, da, nu și-a dat seama că acolo e minune. El a pus săgeata în arc și a omorât căprioara. Și în clipa aceea s-a demonizat și a intrat diavolul în el, din îngăduința lui Dumnezeu. Pentru că starea adamică în care făptura se supune omului este starea paradisiacă din rai. Deci, spune Părintele Cleopa foarte frumos în stilul acela moldovenesc de povestire ca de basm de Petre Ispirescu, și stătea omul ca un rege în grădina raiului și venea leu și mugea și când îl vedea pe om spunea, ăsta e regele nostru, să ne plecăm în fața lui. Și se pleca cu fața până la pământ și pleca de acolo. Și dacă căutăm în viața Sfintei Melania Romana și a Sfântului Macare, ce găsim? Că tigroaica sau ghepardul ăsta de pustie a născut un pui orb. L-a luat în gură și a venit la picioarele Sfântului și a început să schelăleie și să-i ungă ochii. Sfântul s-a plecat jos, a scuipat
tine, a amestecat și a uns la ochi, cum a făcut Mântuitorul cu orbul din Evanghelie. Și ochii s-au deschis. Și în clipa respectivă, ea s-a plecat la picioarele Sfântului, i-a lins sandalele și a plecat cu puiul în pustie vindecat, cu ochii deschiși. Drept recompensă i-a dus o piele de oaie pe care o furase dintr-o turmă unui cioban. Sfântul a bătut-o bine cu o jordie și a spus să nu mai faci pagubă niciodată, eu nu ți-am cerut acea piele. În aceeași zi vine Melania Romana pe la Sfântul și Sfântul îi spune, pentru că am primit-o de la o neascultătoare de asta de jivină din pustie, ia-o tu și o folosești, eu nu o folosesc. Și a binecuvântat-o și a dat-o și a purtat-o Sfânta Melania Romana, cât a trăit acea piele. Deci, chestiunea aceasta în care omul devine cunoscător a graiului animalelor, omul devine cunoscător al naturii, comunicativ cu natura, în care să te asculte, în care să te asculte făpturile, păsările. Deci chiar dacă ele sunt trecute în basmele lui Petru Ispirescu, ele toate sunt de sorginte creștină, toate au mesaj creștin în ele, pentru că basmele noastre populare izvorau din autori creștini și atunci mistificau biserica și o ascundeau în balsamul basmului ca ea să devină cât mai frumoasă. Ei, ne întoarcem în săptămâna patimilor luminată și spunem așa, neofiții după ce împlineau și erau botezați și deveneau creștini și petreceau acea săptămână cu lumânările aprinse și cu cămășile albe, după aceea intrau în rândul creștinilor de rând și primeau alte pedepse în caz că greșeau ceva din rânduielile creștine, de exemplu, dacă săvârșeai un păcat opritor de Sfânta Împărtășanie, trebuia să aștepți la ușa bisericii sau să faci pocăință în pridvorul bisericii sau în naosul bisericii sau la cei chemați ieșiți să ieși afară pentru că nu ești vrednic, să nu încurci venirea Sfântului Duh peste Sfintele Taine, peste Euharistie, sau uneori erau excomunicați, cum se întâmplă cu un incestuos din Corint, când Apostolul Pavel îi spune, păi da, tu te-ai botezat și faci biserica de râs, păi dacă toți continuă să facă ca tine, ce se va întâmpla? Și îl izgonește din biserică și spune Pavel, prefer eu să fiu dat anatemii și trupul meu să fie chinuit de Satana, dar să te știu pe tine mântuit. Și când s-a pocăit și a pus mărturia din nou de ascultare și supunere și îndreptare, a fost reprimit înapoi în biserică și lăsat să facă parte din rândul credincioșilor. Azi biserica are un act de slăbiciune care nu ține neapărat de biserică în sine, ci ține de demnitatea credincioșilor. Știți care este prima datorie a unui credincios? De fapt, pentru că vorbim de săptămâna luminată, care? Să apere imaginea bisericii sale prin respectarea legilor lui Dumnezeu. Deci biserica nu este ponegrită pentru că ea este stricată sau alterată sau veche sau demodată sau medievală. Când ai băut și faci urât, în primul rând pe Dumnezeu, îl deranjezi și îl murdărești și imaginea bisericii. Când ai desfrânat și ești ticălos, imaginea bisericii în joc. Când ai ucis, când ai furat, când ai spus minciuna, când ai făcut rău, când te-ai răzbunat, toate se raportează direct la Dumnezeu. Pentru că ce spun cei necreștini sau necredincioși? Uite, creștinii voștri. Și aici intră imaginea bisericii. Aici spune Mântuitorul, gol am fost și n-ați venit la mine. Adică biserica nu s-a putut apăra în fața fără de legilor, pentru că spune tot în epistole, dacă sarea pământului se strică, cu ce vom mai săra? Sarea se aruncă în foc, spune că ea nu mai folosește și se referă la preoți. Voi sunteți sarea pământului. Deci noi trebuie, cum spune Apostolul Pavel tot în una din epistole, să stăm ca lumina în sfeșnic, ca oamenii văzând faptele noastre cele bune să slăvească pe Tatăl cel din ceruri. Acesta este de fapt mesajul din spatele săptămânii luminate. Bine, acum noi săptămâna luminată din punct de vedere liturgic am încărcat-o cu, cum să vă spun, cu bucuriile învierii. În prima zi vorbim de arătarea Mântuitorului care vine și să arată ucenicilor că era înspre seară, în ziua cea din tâia săptămânii, când s-au adunat undeva ascunși de frica iudeilor și de fapt ei ce făceau acolo? Jerfeau Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, frângeau pâinea, așa cum i-a învățat Mântuitorul în joia de taină pe Sion.
Și când au ajuns la binecuvântarea pâinii, el a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă și a binecuvântat pâinea. Și ne arată că ei s-au spăimântat enorm atunci când a venit Mântuitorul. Nu le venea să creadă. Mântuitorul chiar le spune, dar priviți-mă, oameni buni, Duhul n-are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având. Și tot stăteau fricoși, tot stăteau tremurând, tot stăteau speriați, tot stăteau tremurând acolo și nu le vedea crede că ăla-i Dumnezeu. Cum, Domnule, dacă noi l-am văzut biciuit, noi l-am văzut bătut, noi l-am văzut pus în cuie, noi l-am văzut cu coroana de spini în cap, noi l-am coborât de pe cruce și l-am învelit și am pus piatră la mormânt și a stat 30. Cum să învie, Domnule? Este imposibil. Deci era acea îndoială contra evidenței. Deci tu vezi minunea cu ochii, cum spunem și noi azi, da, e o coincidență. Deci nu se puteau dumeri. Și atunci Mântuitorul îi mustră și spune, dați-mă ceva să mănânc, adică ca să vedeți că Duhul nu mănâncă. Și le-a dat pește fript și faguri de miere, adică în sensul să arate că El există. Și le și face demonstrație, dar n-am vorbit cu voi mai înainte. Și atunci se adresa de fapt și lui Luca și Cleopa, care erau de față, că și ei venise cu argumentul. Ei sunt a doua zi după martorii învierii. Și spun așa, am văzut pe Domnul. Și la ce, ce Domnul ai văzut tu? Ce povești acolo? Deci încă se îndoiau categoric că Domnul ar fi înviat. Și atunci Mântuitorul le-a spus, păi puțin credincioșilor, zăbavnicilor cu mintea și cu inima, n-ați citit că fiul, sau n-ați auzit că fiul omului trebuie să pătimească ca apoi să intre în slavă? Și spune că din nou le-a spus, spuneți-i și lui Petru și să ne vedem în Galileea, așa cum am vorbit mai înainte de înviere, adică mai înainte de actul morții și învierii lui Hristos. A doua zi vorbim întotdeauna, tot în săptămâna luminată, de martori învierii și o să întrebe mulți ce martori ai învierii. Păi sunt câțiva martori obligatoriu care nouă ne confirmă în primul rând pentru necredincioși câteva lucruri concrete care ne fac să ne dăm seama că învierea nu este un mit, o legendă, un basm, o înșiruire de vorbe goale sau o poveste inventată, că i-am mai auzit pe unii, hai mă lași cu scriptura evreilor, au scris ei o scriptură și vin să mi-o impună mie. Măi, când ești cu neuronii pârliți de la ceva tras pe nas, stai în banca ta, dacă îți spune unul că ești beat, nu crezi, dacă îți spun doi, stai cu minte. Deci nu mai forța nota. Deci avem ce? Avem cetatea Ierusalimului sau țara lui Isus. De aceeași atracția pe care o vedem asupra Ierusalimului și miile de oameni care se duc să atingă efectiv aceste locuri cu talpa, cu mâna, cu piciorul. Marele, ca să spunem, marele impact la intrarea în Ierusalim este tocmai acest modernism, pentru că acel oraș s-a dezvoltat. Da, acolo da. E o frumusețe, e ceva inegalabil ce e acolo. Interesant că noi nu ne ducem să vedem care e structura blocurilor, care e arhitectura construcțiilor, ce ne ducem să cătăm? Niște ruine, niște pietre, niște însemne, niște popasuri de taină pe unde Hristos ar fi călcat cu sfintele sale tălpi. Aci s-a născut, aci a făcut o minune, aci a fost la Marta și Maria, aici a fost și a vindecat un bolnav, aici a înviat un mort, aici a făcut cutare. Și noi călcăm pe acele locuri, citim Evanghelia și încercăm să înțelegem țara Ierusalimului dincolo de modernismul ăsta. Am avut într-o zi o discuție cu un om bine intenționat de altfel. Părinte, nu mai folosiți țara sfântă, că mă deranjează. Dar de ce spuneți treaba asta? Păi de acolo de unde încep războaie, scandaluri, nenorociri, fratele meu. Oprește-te. Noi nu vorbim de statul Israel și nici de conflictele palestiniene și cele din fâșia Gaza și războaiele cu avioane și cu rachete. Noi vorbim de Iisus cel Pașnic, care atunci când trecea el prin Ierusalim, Ierusalimul era pustiu, locuit de evrei nomazi, păstori de capre și de oi și de vite, care de-abia învățau creștinismul și se formau pe acele locuri de 5.000 de ani, luptându-se cu toate popoarele hananee. Și un lucru care nu-l putem șterge din Sfânta Scriptură, categoric, și nu ne aparține nouă, ci aparține realității pure, este acesta. Când Isav și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov,
când Iacob și-a pus blănițe de iepure pe el și a dus friptură tatălui său să-l binecuvinteze lui Isaac, Isav mânca niște linte acolo, era preocupat de ceva lene, trândăvie, că ăsta e și simbolul, de fapt, a greșelii pe care a săvârșit-o. Și ăsta a furat binecuvântarea lui Israel, a lui tatăsu. De ce l-a luat harul de plinătății? Și o binecuvântare nu se dă de două ori, se dă cel întâi născut. Care e marea taină și frumusețea în toată povestea asta? Mă rog, unii poate vor zice, popa asta e nebun și fabulează. Nu, eu așa le-am citit, așa le-am înțeles și așa trebuie să le înțeleagă fiecare. La naștere, când mama s-a născut, Isaac a scos întâi mâna și mama s-a pus o ață roșie la mână. El a tras mâna înapoi și a ieșit celălalt primul. Cu toate că ăsta scosese primul mâna, dar avea dreptul de întâi născut. Ei, chiar prin mâini și-a dobândit dreptul de întâi născut, învelindu-le cu blană de iepure să creadă tatu că el nu mai era bătrân, orb, nu mai vedea, a pus mâinile și a văzut că spăroase, s-a ăsta Isav. I-a dat să mănânce, a făcut mâncare cu mâna lui din vânat și în clipa aceea tatăsul i-a pus mâinile cruciși pe cap și l-a binecuvântat. Și a furat binecuvântarea. Dar a furat o binecuvântare care n-a mai putut fi ștearsă niciodată. A venit și Isav trist când a aflat să fie binecuvântat și a spus, dar eu la gata, am dat binecuvântarea. Da. Și ce îi spune lui Isav? Îi spune niște lucruri extraordinare. Să fii viteaz, să fii războinic, să ai prăz, să ai averi, să fii luptător, să fii bogat, să ai bogăție, să ai femei frumoase, să ai tot ce-ți dorești, dar să fii robul fratelui tău. Și iată că de atâtea mii de ani, începând de la Hetei, Gergesei, Ebusei, Ferezei, Filisteni, până în ziua de astăzi, aceste popoare, palestinieni, iordanieni, toate din jurul Ierusalimului, sunt în conflict cu fratele cel mare, cu Iacov. Deci el, pe de o parte, este și război biblic, este și război social-politic. Și s-ar putea ajunge la o înțelegere, nu asta e problema. Dar este acel orgoliu pe care îl găsim și în istoria poporului islamic. Acest Mahomed, având întâi o femeie mai în vârstă cu care a făcut copii și apoi una foarte frumoasă care i-a fost lui, sufletul lui, una tânără și aleasă, dar aș putea să vă spun cum o chema, că nu am în minte în clipa aceasta, mi-a scăpat informația. Și s-au creat cele două etnii, șuniță și șiiții. Unii sunt a unia din femei și unii sunt a unia din femei. Și tot timpul au fost acele lupte, care să fie primul la domnie, care să fie unul. Și așa s-au făcut și războaiele interreligioase chiar între ei, între islamiști. Și ei se luptă acolo și au război sfânt și jihad și toate nenorocirile astea. Vedeți, acestea sunt privite din punct de vedere politic astăzi și e și firesc să le vezi așa. Dar ele au și o rădăcină în Scriptură și niște legături de la Dumnezeu care nu le poate nimeni șterge. Deci sunt încă 5 popoare libere pe care poporul lui Israel nu le-a putut învinge niciodată și este în permanent război cu ele și până în ziua de astăzi. Ne întoarcem în taina învierii și când intrăm acolo în Ierusalim, unde ne simțim cel mai bine? La Biserica Sfântului Mormânt, unde toată lumea e centru de atracție și greutatea, de fapt, a întregii vizite pe care o face un creștin în Ierusalim, la peștera nașterii, unde s-a născut Hristos, și apoi este toată Galileea și tot Capernaumul, care este legat de toată viața și activitatea lui Iisus din Nazaret până în Capernaum, până în celălalt capăt, la lacul Genizaret, sau pe partea opusă, pe o parte Magdalul, pe o parte Gergesenie, unde a vindecat demonizații. Și apoi avem Taborul care rămâne, Iordanul unde s-a botezat Hristos și toate acestea noi le numim Țara Sfântă, locurile unde au avut loc elementele dogmatice și revelate ale Bibliei ca arătări ale oamenilor pe pământ. Și noi asta cinstim, propriu zis. De aia ne legăm de acest Ierusalim. Și acest Ierusalim rămâne martorul că Iisus Hristos a existat, că a fost nazarinean, că a fugit în Egipt, că s-a născut în Betleemul Iudeii, și tu, Betleeme, nu vei fi cu nimic mai mic decât între orașele lui Iuda,
din Nazaret am chemat pe fiul meu. Ce frumos spune Natanael, un israelian de ăsta simplu, și cu Dacia este ceva bun din Nazaret, ca și cum ai spune Dacia în cartierul Dacia, sunt intelectuali, știi cum se crede că lumea bună e Copou sau da, Independenței, da. Cum selectăm noi după categoria centrului orașului. Exista și pe atunci această Exista gândire, aceeași da? Chestiune, da, din Nazaret poate să iasă ceva bun și celălalt Filip a spus, vino și vezi. Adică descoperă dacă vrei să vezi că există ceva. Și uite că fără să vrei, auzi că la un liceu din Vaslui, două clase au ales toate facultatea de medicină, că toți elevii au luat note maxime. Deci ceea ce înseamnă că nu contează etnia sau entitatea sau zona geografică, ci contează capacitatea intelectuală care poate ridica sau sfinți un loc și îl duce la o înălțime mai înaltă decât, să spunem, un drog sau o băutură sau un dezmăț sau alte prostii. Și ne întoarcem în Țara Sfântă și ne ancorăm în alt martor, mormântul gol. Acest mormânt care până la ora aceasta este tot timpul venerat și mi-a povestit acum cineva întâmplare proaspătă de anul ăsta, poporul evreu este pe undeva puțin gelos pe faptul că creștinii năvălesc într-un număr atât de mare la această sfântă lumină, că acesta este și un pas spre convertire, spre misiune, spre împrăștierea veștii sfintei lumini și a învierii lui Hristos. Și spuneau că anul acesta încercau să-i mai restricționeze pe creștini să nu poată intra pe la poarta Iafo, pe la poarta Damascului, pe la cealaltă poartă aleilor, că vezi, Doamne, că e aglomerat și nu știu ce. A ajuns la urechea Patriarhului și Patriarhul a spus, dacă nu lăsați creștinii să intre în cetate la Sfânta Lumină, nici nu cobor la biserică. Și atunci au înțeles forțele de ordine, li s-a comunicat, domnule, lăsați creștinii să-și vadă sărbătoarea lor, să se bucure de amploarea sărbătorii lor, n-ai de ce să-i... După aceea, dacă au văzut că nu pot inventa alte șmecherii, au venit și au spus că lumânările au fosfor care se usucă și ia foc, că au benzi magnetice cu nu știu ce, care când se usucă de astea fosforescente și iau foc. Deci, Sfânta Lumină, martorul cel mai ocular al acestei taine învierii, are trei calități. Una, că vine atunci când vrea ea, nimeni nu știe momentul, niciodată nu vine fix la ora cutare, în ziua cutare. S-au trezit acum câțiva ani, pur și simplu s-au speriat și preoții și credincioșii, când pur și simplu a venit Sfânta Lumină pe Sfântul Mormânt, toamnă. O întâmplare, era un timp unei slujbe și mormântul s-a umplut de lumină. Și au zis, domnule, să nu fie un semn rău. Toată lumea a intrat în panică. Și asta se poate cerceta, nu sunt povești. Ce au făcut? Au uitat lumânările de la Paști pe acolo cu fosforul și au ținut până toamnă? Deci, din start cade, dar de ce se aruncă aceste, din ce cauză se aruncă aceste fitile? Ele au fost aruncate încă din clipa când actul a avut loc. Dați bani mulți și spuneți că venind ucenicii noaptea l-au furat. Adică religia creștină ar fi întemeiată pe furarea unui cadavru, pe furtul unui cadavru, care a fost, vezi, Doamne, foarte bine ascuns, nimeni n-a mai știut de el, dar eu întreb apostolii fără minte și fără carte, care prindeau pește, își cârpeau mreje, își mai dădeau ei trupul și sufletul la moarte să moară nevinovați când știau că ei l-au ascuns pe cel care propovăduiau, știind tu că cel l-ai văzut mort cu ochii tăi și știi că l-ai ascuns, te duci să mai spui că l-ai viu? Deci, încă o dată, contradicție totală între dogmă și realitate. Și ce mai are această Sfântă Lumină? Calitatea de a trece și a aprinde prin puterea ei anumite candele sau lumânări la întâmplare. Deci unii se duc acolo și stau aproape ca să ia Sfânta Lumină și n-au nimic și unul stă undeva în afara bisericii sau stau pe lângă biserică și se roagă și lui se aprinde lumânarea în mână. Ăla a cumpărat-o din stradă, din alea de parafină, de sparmanțet, cum spunem noi. Ăla ce fosfor i-a pus? Deci argumentez lucrul acesta ca martor al învierii Sfânta Lumină în sine pentru că este numai de natură divină. Deci acolo Duhul Sfânt o trimite să arate că credința creștină este vie. Al minteri,
Credința noastră ar fi zadarnică. Apostolul Pavel și-a asumat această răspundere. Fraților, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi zadarnică, dar pentru că Hristos a înviat și noi vom învia. Un alt martor este piatra mormântului, care atunci când vine Sfânta Lumină se ude toată de mir. Toată se umple de mir. Și vata aceea care se pune pe mormânt ca să vină Sfânta Lumină pe ea, devine străvezii albăstrui ca și cum ar fi lumina fulgerului și toată se brobonează. Și de acolo patriarhul ia acea lumină cu două lumânări de alea mănunche de 33 după anii Mântuitorului și iese afară în camera îngerului, unde este supravegheat de o autoritate palestiniană, adică de partea musulmană, pentru că cine ar susține o minciună? Ce interes ai să susții o minciună când interesul este, vedeți astăzi cum se fac de mers să dispară creștinismul de pe planetă. Creștinismul incomodează, nu mai este, te trage în jos, nu poți să progresezi. Creștinismul stă în calea progresului, a civilizației, din contra, creștinismul stă în calea crimelor, a omorilor, a uciderilor, adică pace. Și acum a spus Hristos, pacea, bucuria, liniștea, îndelungă răbdarea, smerenia, facerea de bine, toate, împotriva lor nu este lege și cine le are acestea are roadele Duhului, adică prin asta arătăm că suntem oamenii Duhului, prin pacifismul acesta pe care creștinismul trebuie să-l degaje. E adevărat că dracu și-a băgat coada de-a lungul istoriei și dacă nu e o rușine să vorbim, pentru că sunt actele creștinilor, așa zișilor creștini, că dacă ar fi fost creștin cu adevărat, nu se ajungea până aici. Acele cruciade groaznice ale apusului care au trecut prin Ierusalim și au trecut prin jaf, prin sabie, prin foc, prin furturi, prin, v-am spus, luat icoane sfinte, miruri sfinte, moaște de sfinți arse, aruncate în foc, profanate, altele au fost duse spre cultul catolic și depuse la fie la Vatican sau la Domul din Chion sau prin alte părți. Și aici a intrat și disputa aceasta între creștinii de răsărit și cei de apus, pentru că cineva a venit într-o zi și mi-a spus, părinte, n-ar fi cazul să lăsăm mândria? Și am spus, doamnă, nu știu la ce mândrie vă referiți, că nu pricep ce vreți să-mi spuneți. Și a spus, și dacă am mai lăsat și noi ceva de la noi? Zic, ce ar trebui să lăsăm, că nu știu ce am avut. Noi avem un Iisus Hristos răstihnit și înviat și cel mai mare martor al învierii sale este Sfânta și Dumnezeiasca Cruce care s-a spălat în sângele Lui pentru că Hristos a stat bătut pe ea. Ce a făcut? A îmbrățișat lumea cu toate răutățile ei și și-a asumat-o, dar în schimb l-a fentat pe diavolul. A pus pe răufăcătorii lui Iisus să o ridice în sus. El nu mai avea putere, Iisus, că era istovit de bice și bătăi, și când l-au ridicat și pe Iisus pe ea, de fapt Iisus ce a spus Tatălui? Tată, să nu-i pedepsești că ei nu știu ce fac. Ei, de fapt, au împlinit actul de restaurare a lumii prin faptul că au pus steagul de biruință în mijlocul pământului. Spune psalmistul David, mântuirea e făcută în mijlocul pământului. Și ce au început să strige cei care l-au văzut pe Iisus pe cruce și crucea ridicată când apoi jos nu mai puteau da? Era actul de tortură roman, care nu era, făcea parte din justiția romană. Numai Nero a răstignit vreo 3.000 sau 5.000 de creștini prin Roma, de o parte și de alta, mâncau din hoiturile lor corbi și se împuțeau acolo și el scria poezii ca să aibă imaginație. Ei, aici nu s-a putut călca peste actul roman, pentru că așa a fost pedeapsa prin cruce și așa trebuia să rămână. Nimeni n-a putut să-l dea jos timp de 3 zile până la mărturia pedepsei, cum se spune acolo, n-avea voie să atingă de Iisus. Și în momentul acela dracii strigau cât puteau prin gura slugilor lui, dă-te jos de pe cruce, dă-te jos de pe cruce, dă-te jos de pe cruce. Și Iisus se uita la Tatăl și spunea, săvârșit ăsta. Adică am învins, am rezolvat problema. Și de atunci, dragi, să tem de cruce, cum vedem și astăzi. Când vezi că cineva se teme de cruce, îți dai seama cărui duh potrivnic se apropie și slujește. Că în momentul în care crucea este de viață făcătoare, crucea este lemn fericit că a stat Dumnezeu pe ea, crucea este scăldată în sângele lui Hristos, crucea este arma împotriva diavolului, crucea este arma dreptății. Constantin a biruit pe Maxențiu și Liciniu, punând pe steaguri și pe harnașamentele la cai și pe scuturi și pe tot ce avea pe uneltele de luptă, pe instrumentele de luptă, în momentul când a pus semnul cruce, a biruit și a făcut un singur imperiu. Erau 3 frați, 3 împărați acolo, domneau la podul vulturului, se cheamă. Ei,
În momentul când Iisus și-a dat Duhul pe cruce, un alt martor este soarele, care s-a întunecat și s-a întristat văzând pe Dumnezeu mort, neștiind taina răstihnirii și a vieții și a morții, dar Dumnezeu trebuia să arate că e mort, că altfel nu l-ar fi înghițit iadul să bage lumina în iad. Eu trebuie să găsesc o metodă să intru în casa dușmanului meu să-l biruiesc. Aici nu putea fi făcut cu asediu, ci trebuia luat prin învăluire. Și iadul bucuros să-l înghită mai repede, spune acolo că a înghițit moarte și a dat de viață, a înghițit om și a dat de Dumnezeu. Și atunci Hristos din străfundurile iadului a spart porțile iadului și alea smarturi ale învierii, că plânge iadul și îl râde Sfântul Ioan Gură de Aur în scrierea lui de iad și zice: iadule, unde ți-i biruința ta? Moarte, unde-i boldul tău? Te-ai amărât că te-ai surpat, te-ai amărât că te-ai sfârmat, te-ai amărât că te-ai golit. Adică, efectiv, iadul suspină, este personificat ca o fiară care înghițea în pântecele ei veșnic tot ce trecea din moarte, din viață la moartea cea veșnică, prin căderea păcatului. Și alt martor mai important este luna, care nu prididește să-l vadă pe Dumnezeu spânzurat pe lemn. Dar acea spânzurare pe lemn avea corespondent în Vechiul Testament, când erau mușcați în pustie de vipere și de șerpi, Moise a primit poruncă să pună un șarpe din fier pe stâlp, lumea să-l privească și cel ce-l privea să vindeca. Acum toată lumea privea la Hristos, înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu, și s-au vindecat toți de moartea veșnică, că el era izvorul vieții. Deci trebuia să împlinească una cu cealaltă ca în oglindă, era o antiteză perfectă a celui nou testament, vechi testament, care îl năștea pe cel nou, iar cel nou în cel vechi își găsea corespondentul și s-ascunde, spune Apostolul Pavel. Un alt martor important este acel deal al căpățânii, care are și el un rol fundamental, că toată lumea zice că dacii nu putea să răstihnească runii, nu. Era o taină care trebuia să se împlinească. Adam cel din tâi cu duh, cu suflet viu, că s-a plecat Dumnezeu asupra lui și a suflat suflet viu, și vine Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viață. Fică, zic ție, scoală-te, fiule, zic ție, scoală-te, și s-a sculat fiul văduvei și a vorbit: Lazare, vino afară. Deci stăpânul vieții și al morții făcea ce dorea cu viața. Și atunci, în momentul în care Iisus trebuie să învie, învie pentru că este în ascultarea Tatălui, nu că Tatăl îl învie. El învie prin sine, prin puterea Lui. Că, așa spune, ascultarea este viață, neascultarea este moarte, în învățătura filocalică. Și el spune: eu n-am venit să fac voia Tatălui meu, voia mea, ci a Tatălui meu care m-a trimis. Și spune: atât de ascultător s-a făcut pe sine până la moarte pe cruce. Și în momentul în care Iisus a înviat, a golit tot iadul, a deschis porțile, le-a dat în lături și toți cei drepți, spune acolo în Faptele Apostolilor, și mulți drepți au fost văzuți în zilele acelea umblând prin Ierusalim. Măi, dacă îi spui cumva, spune că aiurești. V-am spus, taina morții încă nu este deslușită, de aia nu înțelegem învierea. Taina învierii nu este deslușită, de aceea nu înțelegem moartea. Taina veșniciei încă nu este nouă, știi, că nu știm să o percepem. Taina împărăției iar nu știm. Și gândiți-vă cât de interesant este și de curios. Deodată vine un înger și găsește o piatră la mormânt și aia mai tare martor. Să treacă ea prin pecețile cu care a fost pecetuit, să nu rupă nicio pecete, pecețile să rămână intacte și piatra intactă la o parte. Ce mai putea face așa ceva decât Dumnezeu? Deci când a pus pe mâna pe materie, a pneumatizat-o. Ea s-a dat la o parte cum ai feri o foaie de carte. Și a trecut efectiv prin materia care trebuia să rămână acolo ca pecete. Ăștia nici nu și-au dat seama, ei fără să-și dea seama au spus: hai să pecetlim mormântul, ca măgitorul acela ne spunea nouă că el va învia a treia zi, hai să așteptăm trei zile să dăm chiar învie. Și ea, ca pecețile rămânând întregi, au dovedit că cel înviat este viu. Giulgiurile au dovedit că cel înviat este viu. Și fără să vrea, deci fiecare martor al învierii își împlinește datoria lui. Să crapă muntele ca atunci când se înfinge crucea pe dealul căpățânii, sângele lui Hristos de pe cruce să scurgă că pe capul strămoșului Adam să primească și la harul și binecuvântarea iertării prin sângele lui Hristos, o împărtășire mistică neștiută minții noastre. Pentru că Hristos pleacă cu el din iad la înviere cu Adam și Eva de mână spre iad, de la iad spre rai, și următorul îi tâlharul cu crucea în spate.
adică și aici am avut o discuție cu un tinerel care zicea, bă, da, zice, îmi convine și mie să fiu tâlharul. Zic, dar de ce spui treaba asta? Păi ăla și așa n-avea nimic de pierdut. Când s-a văzut bătut acolo în cuie pe cruce, ce a zis? Bă, dacă ăsta chiar e Dumnezeu, hai să zic și eu o vorbă, poate câștig ceva. Și uite că a câștigat. Păi și ce nu zici tu care ești viu, Doamne, de existi și mă iubești? Ia-mă în împărăția ta. E, dar eu știu dacă există. Păi vezi, tu, asta e îndoiala. Că tu nici acum nu știi că el există, iar tâlharul ăsta, chiar s-a dacă convins, nu știa nimic Dumnezeu, era convins. Doamne, chiar tu s-ar putea să fii Fiul Dumnezeu. Pomenește-mă că vei veni într-o împărăția. Și ce frumos îi spune Hristos. Tu azi vei fi cu mine în rai. Deci, de ce se spune că cei care mor în zilele de Paște vor ajunge direct în rai? Se spune, dar nu că oricum ajung în rai. Deci și cei care nu mor în zilele de Paște, toți ajung în rai. Pentru că în drumul eschatologic al sufletului, noi 6 zile vedem frumusețile raiului. 3 zile stăm pe pământ, după aceea 30 de zile vedem muncile iadului, pentru că iadul e foarte întins, Efrem Siru, toată istoria dogmilor, Sfântul Vasile cel Nou, Sfânta Teodora, ucenica Sfântului Vasile cel Nou, un oarecare Mitrofan, care a scris despre viața repausaților, un oarecare Serafim Roz, iarăși un mare teolog. Dar avem și în dogmatica noastră, în istoria dogmilor de Petru de Canev, unde ni se arată clar că în eschatologia particulară a sufletului există cele 30 de zile de vizită a iadului fără muncă, ca să vadă omul cam ce l-așteaptă dacă n-a păzit porunca lui Dumnezeu. Și ne spune Sfântul Grigore de Nisa că sufletul plânge enorm. Aici se împlinește cuvântul psalmistului: râuri de lacrimi au vărsat ochii mei când am păzit legea ta. Pentru că sufletul îi spune, îngerul îi spune, frate, suflete, acum nu te deznădăjdui. Las că poate mila lui Dumnezeu e mare, dar îngerul știe că el deja, după ceea ce se întâmplă, că el nu va fi iertat, adică s-ar putea să meargă la o sândă, dar îl încurajează că e de datoria îngerului să o facă. Numai că îngerul a suferit toată viața din cauza lui, că a luat cumva mustrări de la Dumnezeu, că nu-l apără și nu-l păzește când trebuie și cade mereu în ispită și duce din păcat în păcat. Și într-adevăr, primele 6 zile toți trecem prin rad. Ai, sufletul se umple de o bucurie negrită și iarăși ne spune Grigore de Nisa că sufletul îi șoptește, îngerul îi șoptește sufletului: frate, suflete, nu te bucura că tu nu ești pentru aici. Adică degeaba te bucuri. Așteaptă mila Dumnezeu să vedem ce va fi. Și într-a 40-a zi, sufletul se închină tronului Sfintei Treimi, de aia facem noi acea colivioară școlă cel, nu vaci fierte și mese cât satul, ci parastasul propriu-zis, care înseamnă prescurica, coliva, colăcelul, lumânarea, batistuța, nu se face. Restul sunt tradiții pur populare. Și fiecare ar vrea să dea cât mai mult în ideea să-l salveze. E bine că dai, dar trebuie să-și dea cel ce trăiește, cel ce a plecat. Adevăratul trăitor în Hristos, ne spune Sfânta Liturghieru, Cartea de Slujba Sfintei Liturghii, ne spune așa în finalul Proscomediei: și pe cei ce au adormit în nădejdea învierii și a vieții veșnice, cu împărtășirea ta, Stăpâne. N-aș putea să spun că am ajuns la desăvârșirea de a cunoaște totul perfect, dar nu las niciodată, nicio zi însemnată, să nu fi dat ceva de pomană. Și mai râd că șoferul mă întreabă, zice, dar ce ți-ai mai dat ceva azi de pomană? Zic, băi, nu, dar nu treacă ziua degeaba. Că e o pâine, că e un biscuit, că e un măr, că e o pungă de bomboane, că e un borcan cu ceva, dar zic, las fi, măcar am făcut ceva bun, zic, le-ai găsit acolo când mi-a trebuit. Adică nu neapărat trebuie să faci ceva oficial cu tam-tam, adică bunătatea sau milostenia se poate face din puțin. Dumnezeu și pentru o gură de apă, uși ce spune Mântuitorul în Ierusalim, și cel ce va da un pahar de apă în numele meu, nu și-a pierdut plata sa sau nu rămâne nerăsplătit în împărăția cerurilor. Cu atât mai mult dacă te duci și stai în Ierusalim o săptămână pe căldură, dacă ați fost vreodată cu excursiile astea, a zis, primul lucru care îl caută omul e umbra și apa. Deci, câtă plată e acel ce a plantat un pom și câtă plată e acel ce dă o gură de apă. Noi nu înțelegem rostul anumitor lucruri mărunte în lucrurile mari. Și atunci foarte greu înțelegem învierea din lucrurile mici. Mahrama Veronica e începutul iconografiei.
Chipul lui Hristos răstihnit și bătut și scuipat cu coroană de spini pe care îl prezintă Pilat, iată omul. Deci acesta este chipul omului trecut prin jertfa totală, prin dăruirea totală, prin lacrimi de sânge, prin rugăminți în fața Tatălui. Tată, nu le socoti păcatul. Tată, iartă că nu știu ce fac. Doamne, treacă la mine paharul ăsta, dar nu cum vreau eu, ci Tu cum vrei. Deci la asemenea măsuri de desăvârșire se ajunge foarte greu. Vedeți, noi suntem vanitoși dacă s-a băgat unul în fața noastră, am părtășit. Bă, dar tu ce nu stai la rând? Și eu trebuie să zic, dar ce să vinde și nu va ajunge? Nu, dar s-a băgat în fața mea. Și dacă s-a băgat în fața ta și crezi că ajunge la tine Duhul Sfânt știerbit de ceva, să zici, care-i treaba? Fii înțelept, nu fii neînțelept. Este scris și în Scriptură, cei de la urmă sunt cei din tâi, pentru că au avut smerenia de a avea răbdare să rămână la urmă. Cei care s-au băgat rapid în față și au scăpat, s-ar putea să n-aibă tocmai aceeași plată ca cel de la urmă care s-a rugat pentru cei ce n-au avut răbdare și s-au grăbit. Un alt argument foarte important al învierii, deci acel drum al crucii, stropit cu sudoarea și cu sângele lui Iisus, sunt câteva locuri, parcă pe la stația a patra, pe la stația a șaptea, undeva pe la stația nouă, niște lespezi care atunci când s-a făcut săpăturile arheologice ale Ierusalimului pentru găsirea reală a drumului crucii, s-au găsit lespezele alea mari, imense, de un metru și ceva pe un metru și ceva, roșii la culoare, făcute așa cu niște incrustații, ca atunci când caii romanilor treceau și aveau potcoavele, să nu se lunece pe acel caldărâm, și le-au scos de undeva din adâncimea pământului, 6 sau 8 metri, că ăsta e nivelul real al Ierusalimului de atunci, și le-au scos la suprafață ca lumea să poată să le atingă, să le vadă cum arătau, sau la Litostratos, acolo la pretoriu, în camera unde soldații jucau zaruri, până ce au aruncat și pentru cămașa lui Iisus sorți, cine s-o ia, sau dincolo la Gavata, unde e astăzi casa lui Caiafa, unde peretele și astăzi rămâne imprimat cu chipul lui Iisus, cum stă răstihnit, spânzurat în funiile acelea, în beci, ca să nu fugă, vezi, Doamne, Dumnezeu n-avea de unde fugi, chiar împlinea Scripturile, dar ei nu-și dădeau seama ura lor ce fac. Și apoi un alt martor concludent este Maica Domnului, pe care noi o omitem, dar o găsim săptămâna aceasta, în săptămâna luminată, tocmai cu o sărbătoare deosebită, izvorul tămăduirii. Deci un izvoraș într-o pădure acolo, care e un orb, plus că nu vedea, era și mor de sete, un glas i-a spus, vino aici și ia și bea ca să te tămădui, să te zdrăvenești, și când a dat pe la ochi a început să vadă, când a băut i-a trecut setea și bolile, și atunci acel leon care ajunge împărat face acolo o frumoasă biserică, se demolează odată dintr-un cutremur, iar e refăcută, iar se demolează, se face cu 3 izvoare, cișmele de astea și se vindecă acolo tot felul de bolnavi, are în sinaxar frumos tot, eu v-am spus numai ca idee. Și izvorul este atribuit Maicii Domnului, care și ea, purtând în pântece pe Dumnezeu, devine vindecătoare și tămăduitoare. Și cea mai frumoasă minune și mai concludentă despre acest izvor scris și în sinaxarele astea Constantinopolitane, este un boier bogat care, când simte că îi se apropie moartea, spune așa, mă, slugilor, tot ce am eu e a vostru. Dar am o singură dorință. În clipa când ați văzut că am închis ochii, să mă puneți pe un vapor sau într-un car cu catârcu din ăsta și să mă duceți până acolo unde e izvorul Maicii Domnului și să mă udați cu o găleată de apă, că dorul ăsta a meu a fost tot timpul să ajung acolo și uite, viața nu mi-a permis. Acum sunt bolnav și nu mai pot. O slugă mai credincioasă care a văzut cât averii a rămas, a zis, bă, ce dacă mai dau câțiva poli de aur pentru stăpânul meu? Asta i-a fost dorința, asta fac. Și l-a dus pe stăpân cu vaporul, a ajuns cu el lângă izvor, l-a pus lângă izvor și ăștia au zis, băi, și ce rost mai are să-l mai stropești dacă tot e mort? Și el a spus, nu, a fost dorința stăpânului, ne-a iubit, ne-a respectat, ne-a dat atâta avere, pot și eu să arunc o găleată de apă din izvorul Născătoare Dumnezeu pe el. Și când l-au dat, ăla s-a sculat viu și s-a făcut sănătos. Bineînțeles că nu le-a confiscat nimic. A fost cel mai mare dar că el a înviat. Deci, iată, alt dar al învierii, că și sfinții pot învia morți, nu numai Hristos. Sfântul Gheorghe a înviat un mort, Sfântul Spiridon a înviat un mort, deci astea sunt relevante în Sfântul Macare a înviat un mort.
De ce vi le spun, actele de înviere nu sunt niște instantanee de astea foarte bine mascate și ascunse. Mișcarea asta acum, progresismul ăsta neomarxist de a înghiți din nou religia și de a batjocori biserica, mereu că totul e făcătură, că totul e invenție, că totul e ritual, că totul nu știu, domne. Dacă pe mine nu mă deranjează cum te desfășori tu, pe tine ce te interesează cum mă desfășor eu? Cu ce te deranjează pe tine când fac eu cruce, când mă culc? Cu ce te deranjează că în loc de reviste porno am eu ceaslov în casă? Cu ce te deranjează că atunci când mănânci tu carne eu mănânc legume? Cu ce te deranjează că mă duc eu și ascult Sfânta Liturghie când ascult tu un concert de rock sau ce mai vrea tu să asculți? Bă, asta nu înțeleg. Deci, aflarea întreabă la români de a te băga tu în borșul celuilalt. Bine, că nu, aici nu vorbim în cazul ăsta numai de români. Noi vorbim de influența aceasta occidentală și nu spun ca o prorocie, ci doar așa, ca o idee mai mult a unui semnal de alarmă. Se vrea o Europa fără Dumnezeu, adică se vrea sălbăticirea și animalizarea oamenilor. Ori tocmai aceste valori creștine nu trebuie să dispară, că ele dau fundamentul și vechimea istoriei. În momentul când l-ai aruncat pe Dumnezeu din istorie, istoria devine o carte nesemnificativă. Dumnezeu a așezat fiecare pagină și element în istoria universală a lumii, el a echilibrat și vă mai spuneam și altă dată și o repet și acum cu toată seriozitatea, un act de înviere din punct de vedere politic, dacă nu neapărat pur creștinesc. În plin ev, mediu secolul 14-15, existau trei mari oameni în lumea Europei. Un Mahomed al doilea, care cucerise Constantinopolul de un 30 ceva de ani, un Ștefan cel Mare de 20 și ceva de ani și un Vlad Țepeș de 20 ceva de ani. Și acești trei pioni au reușit să schimbe geopolitica Europei prin modul de gândire. Trei feciori, trei oameni, trei bărbați adevărați care au trecut prin istorie nu cu numele, cu faptele. Mahomed cucerise Constantinopolul, dorința de veacuri a Imperiului Otoman. Ce spune Eminescu retoric în scrisoarea aia, încă de pe vremea când era Baiazid cu Mircea, că aia nici nu era întâmplată, când Eminescu face acolo un fel de analogie și metaforă foarte frumoasă, transmută faptele din istorie, să trec falnic părăfăs prin pristoul de la Roma, să dau calul iovăs și așa mai departe. De fapt, era dorința poporului Imperiului Otoman să distrugă Imperiul Bizantin. Nu era mare problemă pentru dânsii Roma, că n-aveau de ce. Și odată cucerit Constantinopolul, întreaga creștinătate a căzut într-un act adânc de smerenie. A fost cea mai mare înfrângere despre care cronicile și istoriile spun. Datorită infatuării, datorită mândriei, a luxului nebun, a agoniserii de bani nestăpânite, și Dumnezeu a ridicat harul. N-a mai vrut să binecuvinteze cetatea Constantinopolului, care altădată plimbau icoana Acatistului Bunei Vestiri, cea mai veche icoană pe care m-am și închinat, le am avut ocazia să o văd în realitate, și când o plimbau pe zidurile Constantinopolului, natura strânea stihii și neca marea, corăbile, făcea toate exact ca la chivotul legii în legea veche, făcea să se dărâme. De data aceasta n-a mai fost mâna lui Dumnezeu acolo. Și Ștefan ce face? În același veac îl ține pe turc la Dunăre să nu poată înainta spre estul Europei, protejată prin acest mod și Polonia, și Rusia de astăzi, și Ungaria, pentru că era și Muntenia care stătea și ea de pavăz acolo, și îi va ține pe turci 50 de ani în loc, abia Soliman Magnificul va ajunge până la Petrurare și Moldova, și tot el cu înțelepciunea lui de sultan înțelept, el îl va ierta pe Rare și va mai și domnia a doua oară încă alți 12 sau 14 ani. Deși el a întorsese spatele și l-a sfidat total, a pictat toate mănăstirile din Moldova cu căderea Constantinopolului, dar în ce mod? Ca și cum turcii au fost biruiți, era adică, las băi, ce ne-ai biruit, ai intrat și tu acolo și ai omorât ceva și te crezi biruitor. Constantinopolul există, dar exista în ce mod? Prin cele 47 de mănăstiri moldovenești făcute de Ștefan cel Mare în locul celor 47 cucerite de turci și făcute geamii de rugăciune, de astea, moschei. Uh-huh.
Bizanț după Bizanț, spune și Iorga, spune și mulți alți scriitori din ăștia care îl laudă pe Ștefan. Și ne întoarcem la Vlad Țepeș, care și el, creștin de mamă din Munteancă, deci văr cu Ștefan cel Mare, îl ajută pe Ștefan să ajungă pe tron, Ștefan îl susține și el să ajungă în Țara Românească, tot timpul se dorea, era o formă de unitate, de a putea poporul să apere mai bine. Și nefericirea a fost că boierii munteni au fost mai ticăloși, n-a putut să se bazeze în boieri, Ștefan a avut boieri mai de cinste și mai săraci, făcuți după dregătorie, după cumințenie, după hărnicie, după vitejie și a avut mai multă stabilitate în ei. A avut și el suficienți care au făcut zile negre și ca și astăzi, cum umblă partidele astea politice și tot se plâng pe la Bruxelles, pe la Veneția, pe unde îți duc ei cu toate porcăriile, parcă pe cineva interesează prostiile tale, în loc să faci ceva bun pentru România, duci și bârfești România. Scamatorii ieftine. Și îl trădează pe Vlad Țepeș, deși Vlad Țepeș conduce o incursiune militară foarte interesantă, cu documente în regulă, taie într-o singură incursiune militară vreo 29.000 de capete de turci, 842-157, era numărul dat perfect. Și le ținea răvași, le scria exact să știe ce a biruit și ce piune a trecut. Și a intrat spaima în oștirile otomane, de-au trecut Bosforul și se duceau de acum spre Anatolia, încolo, spre Istanbul. Deci nu mai aveau putere să facă față. Și iată că acest echilibru Dumnezeu l-a creat. Da. Deci, la un moment dat, întreaga creștinătate era susținută de această poartă Europei, de care Ștefan cel Mare, spune el cu gura lui, scriind o scrisoare acestor principi creștini ai lumii, care au stat cu mâna în buzunar și, vezi, Doamne, l-au ajutat pe Ștefan cu oști, cu bani și cu putere. Că este întrebat de cei ca din suborne, Măria ta, și la ce mai scrii scrisori dacă nu ne ajută? Lasă să știe că am fost singuri în fața primejdii, dar trebuie să știe că dacă cade această poartă a creștinătății, întreaga creștinătate va cădea. Ei, putem spune lucrul ăsta, că rolul fundamental acum al Europei este de a păstra acest miez al creștinismului, păstrat prin Iisus Hristos, pentru că dacă luăm și Sfântul Mormânt, este tot aici spre inima Europei, deci chiar dacă e acolo în Orient, nu e mare filozofie, deci Ierusalimul cum e plasat, nu e prea departe de buza Europei. Dar dacă noi nu păstrăm această demnitate a jertfei lui Hristos, această înviere, noi ne putem trezi cu diluarea creștinismului numai din orgolie. Ăla e orgolios și nu se lasă, că așa a fost câteva veacuri întregi, deci catolicismul a încercat tot timpul să atragă creștinismul sub dorința mai, dacă se dau cu noi, îi ajutăm, dacă nu lasă, îi distrugă turcii, lucru care s-a întâmplat și la căderea Constantinopolului. După aceea și în ziua de astăzi, politicile foarte greu de abordat, mereu tot i-au zis, dar mai spun și oamenii ăștia săraci de rând, păi, când ne unim, mai dragă, tu roagă-te, ce vrei tu să unești? Ce? Nu înțeleg ce vrei. Înțelege trei lucruri mari și late. E un singur Dumnezeu, e o singură biserică, e un singur crez, e sobornicitatea, apostolicitatea, e unitatea și dogma. E una sfântă, sobornicească și apostolească. Lasă lumea să o deștepte Dumnezeu la adevărul revelat și să caute calea fiecare unde s-a rătăcit. Când sună goarna în pădure la vânătoare, toți vin unde sună cornul. Când va suna Hristos clipa a unității, o face el, noi nu putem să o facem. Deci sunt prea mari, să vă spun, interesele pământești și imaginea pământească a fiecărui cult în parte, că cineva a zis că cine a adus religia, ne-a adus numai culte peste culte. Nu! Apostolul Pavel a spus foarte clar, au s-a împărțit biserica lui Hristos, este a lui Petru, a lui Chef, a lui Apollo, a lui nu știu care, nu, biserica e a lui Hristos. Hristos e totul întru toate. Dacă ținem de dragostea lui Hristos și de învierea lui Hristos, că e un singur mormânt și o singură lespede și o singură lumină și un singur Ierusalim și o singură cruce, noi trebuie să ne adunăm toți, cum a spus Mântuitorul, nu vă depărtați de Ierusalim, nu îmbrăcați puterea de sus. Și unde a venit Duhul Sfânt? N-a venit nicăieri. Nici în vreo periferie a lumii, ci a venit la Ierusalim.
De acolo au plecat apostolii încărcați de Duhul Sfânt. Deci noi toți trebuie să ne îndreptăm spre Ierusalimul lui Iisus Hristos. De acolo vine unitatea. Luăm ce am pierdut fiecare și ne însușim, luăm fiecare și lepădăm ce am adăugat sau am pus de capul nostru, că așa spune Hristos, să nu iei o iotă sau cirtă din lege și să o schimb cu ceva, că poți fi vrednic de ghienă. Pavel, și mai nervos, că așa e firea lui, spune clar, dacă ar vesti cineva altă evanghelie decât a lui Hristos, anatema să fie, și atunci ești obligat să te supui la ceea ce spune apostolul Pavel. Evanghelia este spre îndreptare, spre mustrare, spre înțelepțire, spre învățătură și spre cunoaștere. Scurt, nu poți să o schimbi, că nu faci tu ce vrei. Iar cap al bisericii este unicul Hristos, care vine și comandă prin steagul învierii, crucea, prin lumina învierii, care e lumina Duhului Sfânt, și prin puterea învierii, care e viața, ce? Toată lumea. Ce se întâmplă în Duminica Tomei? În Duminica Tomei, propriu zis, noi sărbătorim încă un act al învierii, și Toma e un martor al învierii. Toma îmbla, el era mai zis și geamănui, se spune. El mai avea un frate, care era și el printre apostoli pe acolo. Și vine... vede mișcarea prin Ierusalim și spune, bă, mă duc să mai aflu, să văd ce vorbesc ăștia, și nu-i de față când vine Hristos. Când vine seara și el își se adună acasă după ce Hristos trecuse și i-a binecuvântat și le-a spus, pace vouă, bucurați-vă, ăștia îi spun, am văzut pe Domnul, dar cam în ce mod i-au spus-o? N-am văzut pe Domnul. A, mă lăsați, ați văzut voi pe Domnul. Asta e atitudine de oameni care au văzut pe Domnul, adică tu ce-mi povestești? De ce tremuri? De ce ți-i frică? De ce te temi? De ce vorbești în șoaptă? Unde-i curajul? Și a spus clar, nu cred nimic. Să pipă eu cuie, semn în coastă și voi crede, altfel nu cred nimic. Când spune acest lucru, Hristos este de față. De ce este de față? Că ei tocmai consumase Euharistia. Hristos era cu ei, era în ei. Trec alte 8 zile și iar se adună apostolii din nou. De ce s-adunau? Tot pentru Euharistie, tot pentru să jertfească Sfânta Pâine, să facă trupul și sângele Domnului. A spus-o Hristos pe Sion, să o faceți aceasta pentru pomenirea mea în veacul veacului. Și pe când Toma era de față, vedeți ce frumos spune Evanghelia, de-aia îi spune și Duminica Tomei, Mântuitorul iarăși apare în chip văzut. Asta e marea taină, care aici se dau popoarele peste cap, că Simeon a spus când l-a luat în brațe, acesta e spre căderea și spre ridicarea multora din Israel. Cine se izbește de piatra Hristos se sfarmă, dar peste cine cade piatra Hristos îl spulberă. Și multe religii vechi s-au spulberat pentru că Hristos e piatra din capul unghiului care restaurează întreaga umanitate prin moarte și înviere. Dar aici era controversa, e viu sau e mort? Și în momentul când Iisus intră și binecuvintează, nu mai stă la discuție cu ei. Bănuiesc că binecuvintează tainele, categoric pentru asta și venise, și apoi se îndreaptă spre Toma și îi spune așa, băi Toma, ia vino, adu-ți și tu aici, hai, degetul în cuie și în coastă, să vezi că sunt eu. Și crede, fii credincios, nu necredincios. Adică nu te mai îndoi de spusele fraților tăi, cam asta a vrut să-i spună. Bineînțeles că Toma cu sfială se apropie de Domnul, așa ne arată penticostarul, vrea să-i pipăie coasta de văpaie, că așa spune penticostarul, atinge coasta de văpaie. Acum nu știm că a reușit să atingă așa sau numai s-a apropiat ușor și a simțit focul, dar spune că simțind focul dumnezeirii, bănuiesc că în clipa aceea s-a și luminat și s-a și umplut de Duhul Sfânt, că inima lui era curată. Noi când spunem Toma necredinciosul, e un act greșit, nu necredinciosul. Este îndoiala cu sfială sfântă. Este sau nu este? Trebuie să cred sau nu trebuie să cred? Asta este acolo. Nu-i vorba că el e un ateu, nu-i nici cioran, nu-i nici blaga, nu-i nici nu știu mai care, care se contrazuceau cu profesorul Staniloae, cred, Doamne ajută necredințe mele, cum spune ăla cu fiusul. Nu. El credea că știa că e Domnul, că și-a spus în Betanie, eu mă duc să mor cu el. Dar nu-i plăcea atitudinea asta moale a apostolului. Băi, l-ați văzut pe Domnul, dar voi stați așa ca cloștile. Ce-i cu voi? Unde-i viața din voi? Și în momentul când
a simțit focul Dumnezeirii, a spus clar, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci din clipa aceea, Toma și-a ales îndepărtarea cea mai înaltă a Indiei, s-a dus și a propovăduit, spune că ar fi două morminte a lui Toma, cu o parte de trupă într-un loc și o parte într-un loc. Și nici nu s-a dus cu Evanghelia lui, că unii tot îi trag cu Evanghelia lui Toma, la deal, la vale gnostici ăștia au scris, Irineu de Lyon a mai șters cu ei pe jos și le-a anulat toate minciunile astea. El se duce în India și propovăduiește Evanghelia, tocmai pe Evanghelia scrisă de Matei la aramaică. N-a avut Evanghelia lui propriu, nici n-avea cum să o aibă, că Evanghelia lui Hristos. Dar ea a fost scrisă de patru evangheliști deopotrivă și a corespuns sinoptic faptele. Da. Matei scrie frumos și cu anumite nuanțe, Marcu scrie scurt și la obeca și cum ar consemna niște rezumate, Luca, pentru că era pictor și avea talentul scrisului, avea talentul scrisului, ia și face detailare, narațiune, vede îngeri, vede cer, foarte frumos, iar Ioan scrie dogmatic, de tot nu-i mai poate sta nimeni în față. Deci, Evanghelia lui Ioan e cea mai grea și cea mai adâncă. Dar ea, de fapt, este una și aceeași Evanghelie văzută din prisma a patru minți luminate a apostolilor. Doi din cei 12, doi din cei 70. Ioan cu Matei sunt din primii 12, Marcu și Luca din cei 70 de ucenici. Ca să se vadă că și cei 70 de ucenici sunt tot de-ai mântuitorului și împărtășesc aceeași Evanghelie. Marcu i-aș fost ucenic lui Pavel, s-au mușcat ceva puțin, nu s-au înțeles și s-a dus cu Petru la propovăduire. Nici n-a mai stat cu Pavel. Pavel a suferit pe acest motiv că Petru, după căderea aceea cu mântuitorul, era mai pacifist un pic și a dat seama că nu poate exagera. Era tot nerv, era așa tot consanguinic, vrea să rezolve tot într-o clipă. Și de atunci Petru s-a mai liniștit, dar făcea câte o greșeală. El întâi, când venea cineva la creștinism, îl tăia împrejur ca pe iudei și apoi îl aducea în creștinism. Și Petru a spus, băi, dar dacă să tăia Domnul odată împrejur, pentru totdeauna pentru noi, noi pentru ce să mai chinuim omul să-l tăiem împrejur? Gata, s-a terminat tăierea împrejur. În Hristos nu mai există elin, rob, slobod, iudeu. Toți una sunt în Hristos. Da. Și a făcut un sinod din ăsta apostolic, unde au stabilit tare și pe ăsta Pavel a intrat în Petru foarte categoric. Asta nu se mai face. Și atunci a intrat și puțină tensiune și Petru s-a dus în drumul lui spre Roma, Pavel s-a dus în drumul lui, a făcut vreo trei călătorii misionare, dar a fost ceva constructiv și Marcu l-a urmat pe Petru și Luca l-a urmat pe Pavel. El îi scrie propriu-zis faptele și a apostolilor și o parte din epistolele lui Pavel. Ce trebuie să facem duminică? Deci și în duminica, și în duminica Tomii, la fel ca și în izvorul tămăduirii vineri, sunt anumite biserici unde se fac pomenirile la mormânt și se aprind lumânări, se stropesc mormintele cu aghiazmă, sunt făcute curate de săptămâna aceasta, se pun floricele proaspete ca să se vadă că cel mort este în seama lui Dumnezeu și a celor vii. Aici vorbim de sacru și profan. De ce respectăm tabloul mamei? Pentru că avem un sentiment interior. De ce respectăm icoana și ne închinăm ei? Că avem un sentiment interior. De ce respectăm biserica? Că avem un sentiment interior. De ce respectăm aghiazma? Că avem un sentiment interior. De ce respectăm mormântul, spațiul acela, perimetru, care e pământ, ca orice pământ? Că avem ceva cu dor acolo, avem un sentiment. Aceasta înseamnă despărțirea sacrului de profan. Deci, asta facem, de fapt. Revelăm sau comemorăm sau cinstim sacru separându-l de profan. Vine preotul și, în primul rând, binecuvintează mormântul, îl stropește cu aghiazma, aprindem lumânarea, simbolul vieții, punem pâinea, simbolul Euharistiei și punem ou, care înseamnă simbolul învierii, că tot ce e viu iese din sămânță. Dacă bobul de grâu nu moare, nu dă spice multe. Cât vom păstra lumânarea de la înviere? Cât vreți. Lumânarea de la înviere, la mine, la țară, din zona de sunt eu, are o tradiție. Se păstrează în casă și când sunt vara, ploi și trăsnete mari, când nu toată lumea își pune paratrăsnet pe casă, se aprinde în casă, citindu-se rugăciunea Crezului sau Tatăl nostru și se potolește furtuna, sferește casa de rele. Sau o folosești la pravilă ori de câte ori simți nevoie, sau de obicei, să mai știți și lucrul ăsta, lumânarea de la înviere se păstrează în casă și când moare cineva dintre ai casei, se aprinde în mână. Aceea e lumânarea care noi o aprindem celui ce
pleacă în veșnicie. Scrisese o doamnă pe pagina de Facebook faptul că se simte vinovată că în seara de înviere a stat la slujbă doar cât să ia lumină și atât mai a putut. Asta e. Deci și la noi, de exemplu, la mănăstire la Vlădiceni, până în momentul în care s-a dat lumina, mie îmi place întotdeauna, am două lucruri care le iubesc enorm. În vinerea prohodului, când se înconjură biserica între amurg și zi, oamenii toți vin cu lumânarea aprinse în cinstea Domnului Hristos pus în mormânt, femeile mai vravioase dau batistuță, dau colăcei, exact ca la un prohod obișnuit. Adică e evlavia poporului. Și se bucură cel care vine că mănâncă un colăcel proaspăt acolo, fără un de lemn, pâine, ca pâinea de prescură. Și biserica se înconjură, are niște trotuare imense, frumoase, și se umple toate de oameni cu lumânări și oamenii merg întâi în Sfinte Dumnezeule și se ajung cei din față cu cei din spate și se face un cerc imens, frumos, tot cu lumânări aprinse. Ei, ăla este un simbol de respect față de credință și față de tot ce păstrăm noi sacru în biserică și adevărat, pentru că arată că oamenii au inimile vii și aprinse spre Domnul Hristos și spre credința ortodoxă. Și ăsta e un semn și cred că Dumnezeu va lucra în așa fel ca credința ortodoxă să dăinuie. Ei, în noaptea de înviere vin și mai mulți oameni și la fel când se înconjură biserica, pentru a se în unele locuri se înconjură chiar de trei ori. La noi, fiind mult popor și ca să nu-i zăpăcești pe oameni și așa, se înconjură o singură dată. E și spațiu mare. Da, și apoi se vine la ușa bisericii pentru intrarea Domnului Iisus Hristos în iad. Este acea chemare. Bate părintele stareț cu crucea în ușa bisericii, cel mai mare, cum arată tipicul, și spune: deschideți-vă voi porți veșnice să intre împăratul slavii. Și cineva întreabă: cine e împăratul slavii? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare războaie. Și iar bate: cine acolo? Nu, deschideți-vă porți veșnice să intre împăratul slavii. Cine este împăratul slavii? Domnul Savaot, Domnul cel biruitor. Acesta e împăratul slavii. Și ușile se dau așa frumos liniștit în ușă, se aprinde lumina în biserică și năvălesc toți oamenii cu lumânări în biserică aprinse cântând Hristos a înviat. Și este semnul care în cântarea pascală spune acolo: și cei din iad cu picioare vesele se grăbeau spre lumina cea neapropiată a învierii tale. Și simbolul că s-a dezrobit iadul și s-au deschis ușile și a intrat viața în iad și oamenii au venit la înviere. Și lucrul ăsta este extraordinar frumos. Și oamenii stau să vadă aceste momente. Și în momentul când se pleacă, și eu am pasiune și frumusețe pentru culoarea roșie, chiar dacă lumânările de la biserică trebuie cumpărate strict numai de la biserică, cum o cere ordinea și disciplina, unii oameni pentru vânt, pentru ca să nu se pârlească, ca să nu aibă probleme, vin pe lângă lumânarea asta obișnuită care se aprinde de la biserică, cu acea candeluță roșie, cu sticla protectoare și cu căpăcelul, le aprind. Și când se învârte în jurul bisericii, dacă prinde cineva cu camera și este un bun profesionist sau cu o dronă, este extraordinar de frumos acel fenomen, toată biserica plină, luată împrejur de rânduri groase de oameni cu acele lumânări și apoi cum o iau spre poartă și se duc și cât vezi drumul, deci mașina pleacă și din mașină se văd acele candeluțe roșii cum pleacă în noapte. Deci exact misiunea, mergând, învățați toate neamurile și spuneți că Hristos a înviat. Acum stă fiecare cât poate, de exemplu, să spun că la noi ar fi fost poate 1000 sau mai mulți și dimineața au rămas poate 100 sau 200. Stă cine vrea, stă cine vrea să împărtășească, cine vrea să asculte liturghia, cine sfințește Pasca, fiecare ce simte el în interior. Ca o concluzie a discuției de astăzi, cu ce să rămână cei care ne-au urmărit? Păi să rămână cu taina învierii în sufletul lor, să avem tot timpul bună dispoziție, să avem tot timpul bucuria că Hristos e cu noi și să nu ne temem o clipă că ar pleca și ne-ar părăsi, să avem tot timpul lumină în inimă, să avem tot timpul lumină în minte, să avem tot timpul lumină în suflet și învierea să o trăim duminică de duminică, când avem și acces la Sfintele Taine, când avem acces la Sfânta Dumnezeiască Liturghie, pentru că de fiecare dată noi trăim învierea lui Toma și semnul cuielor și a coastei. Pentru că este și o cântare, cred că aparține lui Traian Dors, poate că greșesc dacă spun autorul ăsta, spune așa: în fiecare liturghie eu mă cobor din nou la voi, din nou e coasta mea împunsă și curge sângele și voi, adică se pune din nou un potir Dumnezeiesc cu sânge pentru credincioși. Deci noi nu suntem lipsiți de înviere până la anul viitor. Noi învierea o mărturisim cu fiecare liturghie pe care o să vârșim în cinstea credincioșilor și îi împărtășim.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru tot ce ne-ați povestit și astăzi și ne vedem joia viitoare cu un subiect. Când ne ajută Dumnezeu și când să fim sănătoși. Hristos a înviat și în continuare sărbători frumoase. Rămâneți în continuare alături de BZI, deoarece de la ora 15 avem o nouă ediție prezentată de colegul meu, Valentin Huțanu. Astăzi a fost alături de noi, ca de obicei, părintele Calistrat de la Mănăstirea Vlădiceni, pentru că foarte multă lume întreabă cum puteți fi găsit, părinte. Simplu, la mănăstire. Inclusiv pe pagina de Facebook, poate fi urmărit părintele și pe YouTube, sunt filmulețe încărcate de către părinte. Rămâne și emisiunea noastră pe pagina de Facebook bzi.ro și pe site-ul nostru pe www.bzi.ro. Îl puteți distribui pentru ca această emisiune să ajungă la cât mai multă lume. Noi ne vedem mâine de la ora 13. Toate cele bune!